Încă de la primele ore ale dimineții, pompieri din cadrul detașamentului Giurgiu, precum și de la gărzile de intervenție Mihăilești și Colibaș, intervin să stingă focul care a izbucnit la un depozit de materiale de construcție din comuna Călugăreni, județul Giurgiu. Se pare că incendiul este unul destul de puternic, pentru că nici până la această oră pompierii nu au reușit să stingă flăcările. Deși o bună parte a materialelor a fost salvată de localnicii din zonă, paguba se pare că este totuși destul de mare. Incendiul care a izbucnit de la primele ore ale dimineții a putut fi stins după aproximativ 5 ore, fiind nevoie și de intervenția gărzilor de la Mihăilești și Colibaș. În afară de cele 5 autospeciale de lucru cu apă și spuma ale pompierilor, în lupta cu flăcările au fost angrenați și voluntari, adică locuitori ai comunei, precum și angajați ai depozitului de construcții. Eu eram acasă, am văzut că a luat foc, am venit să-l ajut pe șeful fratelui meu. Mai multe nu știu. Când am văzut foc, l-am văzut pe domnul patron, era pe acoperiș și încerca să... Doamne, era cu stropitoarea în mână. Încerca să stingă, vrea serverul, zicea să recupereze datele și atât. Flăcările au făcut ravagii și au reușit să distrugă o parte foarte mare din depozit, aproximativ 1500 de metri pătrați. Deși s-a intervenit cu absolut tot ce a fost nevoie pentru stingerea focului, intervenția se pare că a fost îngreunată din spusele martorilor și de materialele inflamabile ce se aflau înăuntrul depozitului. Am fost solicitați despre izbucnirea incendiului în jurul orelor 7 de dimineață. Ne-am deplasat la locul acțiunii, locul intervenției cu 5 autospeciale aparținând... Bine, 5 autospeciale de la 3 subunitățile inspectoratului. Intervenția a fost destul de dificilă datorită cantității mari de materiale combustibile, fiind depozit de așa natură. În continuare se fac cercetări pentru stabilirea exactă a cauzei care ar fi putut provoca incendiul.